Salut, Raul și Cristi, ești de la Libertate în IT. Suntem alături de Ștefan Cioca. El e .NET developer și e și antreprenor, adică are o viață plină de energie, de entuziasm. Ștefan, spune-ne cum a fost experiența ta ca și contractor înainte, ca și angajat și cum ai făcut transiția spre freelancing? Adică de cât timp ești în domeniu, pe ce tehnologie ai lucrat până acum, știu că ești .NET developer și cum arată ziua ta acum? Deci să o luăm pe scurt cu începutul. Eu am început să interacționez cu lumea IT-ului undeva prin 2014, când am terminat facultatea, începând pe un proiect mai simplist de suport cu mici părți de development. După care m-am strofocat foarte tare să sar de la o firmă la alta să învăț development pe bani puțin relativ, dar în firme care erau micuțe unde învățai foarte mult. Și am ajuns la un moment dat să reușesc să ating un plafon de 2200-2300 de euro salariu net pe lună de la o firmă, de exemplu, de aici, de IT din Sibiu, care e un salariu ok pentru piața de aici, să spunem. Văzând videourile de la voi și testimonialele de pe canale și așa mai departe, m-am hotărât că trebuie să iau legătura. Trebuie să aflu cum triplăm acest venit de 2100-2200, că era sigur că e posibil. După care, vorbind cu voi, intrând în programul de Libertate în IT, pot să zic că am învățat foarte, foarte multe despre industrie, cum funcționează, de fapt, câți bani se plătesc pentru tine și câte mâini mănâncă până ajung bănuții aia la tine, ce posibilități sunt, ce flexibilitate îți oferă freelancing-ul, ce libertate îți oferă ca să-ți alegi poate un proiect pe care poate ești mai curios să afli niște tehnologii și să simți că înveți pe bani și iei această învățătură și câștigi mai mult la anul. Adică sunt niște beneficii care poate la început nu le-am văzut. Dar astăzi, după ce am primul meu client contract pe freelancing din extern, pot să zic că venitul meu e triplat, flexibilitatea e dusă într-o extremă absolută, adică să ajung să-i spun că, hai, uite, mă ocup mâine, poi mine fiind sâmbătă, duminică, că astăzi vine noapte, am niște probleme, nicio problemă, m-am auzit luni cu ele, am arătat rezultatul, a zis super tare, hai să mergem mai departe, e foarte mulțumit. Adică sunt niște flexibilități duse într-o extremă, care nu credeam că e posibil, de exemplu, la o firmă cu care colaborezi pe plan local. N-ai cum așa ceva, mai ales dacă ești angajat pe contract de muncă. Partea cu venitul, deja am ilustrat, adică venit triplat e clar, nu avem ce să ne plângem în direcția respectivă. Partea cu tehnologia, care mi s-a părut foarte interesant, că ai libertatea de a alege. Ștefan, tu cum îți gestionezi timpul? Că tu ai și un business în paralel. Păi mă trezesc foarte dimineața și mă culc foarte târziu, asta mă la mână. Undeva pe la 7 dimineața mă trezesc, mă duc la firmă, văd primele probleme care le am de acolo. Undeva pe la 10 mă apuc și lucrez ceva undeva la jumătate de oră, să spunem, pentru client. Îi scriu ceva din ce am făcut, să par un pic mai pompos. Poate nu e chiar etic ce fac. Par un pic mai pompos ce descriu eu acolo. Pe la 12:50 în fiecare zi avem Agile meeting-ul, mă rog, daily meeting-ul din cadrul Agile-ului. După care fiecare spune ce a făcut. Dacă mai am probleme sau nevoie de îndrumare sau cea din partea superiorului, o să iau legătura cu el. Dacă nu continui să lucrez, deci undeva eu spun că sunt zile și zile. Uneori muncești mai mult, alteori mai puțin, așa în freelancing. De fapt ca și la o firmă, că mulți se duc la firmă și nu lucrează toată ziua. Deci pot să zic că cele mai aspre zile mă duc într-un 5-6 ore de muncă și cele mai lejere undeva la o oră de muncă. Dar în medie aș merge pe 2-3 ore de muncă pe zi. Asta e situația, nu numai la mine. Deci nu. Da, adică bine spune că asta e lumea IT-ului. Adică, iar tu la sfârșitul zilei pontezi 8 ore și la sfârșitul lunii facturezi 8 ore pe zi. Deci asta e situația. Adică eu mă urc cumva că ai făcut pasul ăsta spre freelancing pentru că îți dă mai multă flexibilitate și poți să aloci mai mult timp și în business. Și eu ce am observat din prima discuție cu tine e că aveai un mindset destul de bun, adică tu deja erai antreprenor, adică gândeai ca un antreprenor. Ai trecut deja și de stadiul ăsta de mindset. La tine nu era cazul că nu e posibil, era cazul cum să fac să fie posibil. Adică, Raul, spune mai multe să știi. Nu vreau să cred, dar că, ok, am mai căutat înainte, ți-am mai spus acum câțiva ani, am avut ambiția de a-mi găsi și îmi căutam pe net și scriam în Google, aveam 10 pagini de căutări de remote job, C-sharp, how to outsource yourself. Deci nu vrei să știi ce căutam eu pe acolo ca neștiutor, înainte să interacționez cu voi sau nici măcar să am gândirea care o am. Eram mai tânăr, am început cu business-ul, asta am crezut eu că trebuie să caut la început. Iar astăzi pot să zic că am înțeles cam cum funcționează lucrurile, iar îți spun din partea, să zicem, rețelei care mi-am format-o de clienți în jur. Pot să zic că în fiecare zi vine oportunități, deci n-aș rămâne fără muncă
numai să vreau să zic, ok, mă las de asta, știi? De ce ai acceptat ajutor din partea noastră? Pentru că sunt mulți antreprenori care cumva, da, sunt destul de, au un ego mai înalt, știi? Adică obțin un anumit succes în domeniul lor și nu mai ești dispus să accepte ajutor din exterior. Ce antreprenoriat fac eu e diferit față de ce înseamnă lumea freelancing-ului în IT. Că asta și spuneam, ok, eu mi-am dorit, deci întotdeauna când mi-a plăcut ceva, mi-a plăcut să fac un sport sau mi-a plăcut să învăț IT, ok, sau să fac un business, mi-a plăcut să dau tot ce pot. Și atunci și în IT simțeam, ok, sunt la, mă aflu în mediocritate, trebuie să găsesc cumva să ajung în limita superioară. Adică ori mai fac IT la un nivel înalt, ori mă las de tot, asta ți-am spus în vară. Da, da. Că nu mai avea rost. Da, adică business-ul deja mergea, era ok, a zis ok, dacă mai pot aloca acele 2-3 ore care le colaboram cu o firmă de IT pe banii dinainte, dacă astăzi îi pot realoca pe de 3 ori mai mulți bani unde chiar se merită, ok, am zis mergem înainte, dar altfel eu nu o să mai fac niciodată. Am zis că și dacă cumva nu o să mai am timp sau să mă ocup nici după ce termin programul de libertate, nu o să mă supăr, o să ia asta, e, o să fie sfârșitul carierei mele de IT. Dar uite că n-a fost să fie, pentru că nu e chiar atât de dificil și sunt mulți clienți. Asta e o chestie care m-a surprins. Adică eu la început aveam un dubiu, ok, dar cum o să găsesc client, dar cât de mult trebuie să sap, dar cât de mult trebuie să mă bat, dar ideea e că piața există dacă știi unde să te expui. Da, dacă știi cum să te poziționezi, dacă știi cum și să te... Și cum să te expui, pentru că exact. Ideea e că și acei clienți îți dau oportunitatea să te prezinți în fața lor tehnic sau social skills sau cum vrei tu să o iei, dacă au o anumită încredere la o primă vedere față de tine și acolo contează cum te prezinți din punct de vedere al interfeței. Asta e o cheie care mi s-a părut foarte importantă în ceea ce m-ați învățat voi pe mine, lucruri care nu le știam și care mi-au adus un mare succes. Ștefan, hai să facem un pic de reclamă și la business-ul pe care l-ai, că eu am cumpărat de la tine. Bă, e super tare, adică în business de, pentru sală, de suplimente, de proteine. Da, asta e o parte din business, dar e partea care e mai cunoscută, că e pentru toată lumea, să zicem, știi? Uh-huh. Poți să povestești ce și... Site-ul se numește musclegain.ro. Este un site de suplimente, vindem pe două site-uri, de fapt, pe foxlinesports.com și pe musclegain.ro. Foxlinesports e pentru persoane juridice, vindem la săl, la tot felul de alte website-uri sau distribuitori sau cine vrea să interacționeze cu noi, pentru că oferim un preț bun. Ca și valori, o gamă largă de produse, cele mai mici prețuri de pe piață, mai ales pe partea de retail, pe musclegain.ro, oricine poate să găsească la noi. Mai ales dacă nu avem în momentul respectiv cel mai bun preț la un produs, echivalăm orice, deci nu e o problemă, e o politică a website-ului și trimitem foarte repede, de pe o zi pe alta. Adică poți să plasezi comanda și la ora 5, a doua zi ai coletul cu cei de la eu la 6 am plasat comanda și mi-a venit a doua zi dimineața. Era cum m-a ajuns mai repede. Deci, programul de lucru e destul de extins la noi. E o echipă foarte tânără și foarte entuziastă. Super. De cât timp ați început? Din 2017, februarie. Okay. Deci avem 4 ani, aveți 4 ani de business. Și cum se potrivește freelancing în ecuația business-ului ăsta? Business-ul ăsta fiind online și fiind puțin automatizat și mergând astăzi și din inerție, pentru că tu când faci un business te poți gândi ok și la cum o să ajungi vreodată să reușești să nu mai depindă în întregime de tine. Iar la un, de exemplu, la un magazin online te poți baza și pe inerția repeat customer. Că omul vine, cumpără, mulțumim, mai spune la altul sau vine înapoi și așa mai departe. Și se formează o anumită bază de clientelă care la un moment dat vine din inerție fără ca tu să mai stai să sap, să cauți, să încerci să te mai repromovezi tot mai mult, tot mai mult. O să crească din inerție și atunci dacă ai câțiva colegi de care să te ajuți, poți să ajungi pur și simplu să-ți automatizezi din toate punctele de vedere. Acum noi am investit și într-un software. Am avut și un software care să ne ajute, o platformă mai mult automatizată pentru facturare, AVB-uri, coduri poștale, orice e nevoie ca să nu mai se facă lucruri manual repetitive. Și atunci ajungi să aloci, deci în 2018-19, când să zicem că aveam aceeași vânzare, aproximativ aceeași vânzare ca și astăzi, doar pe partea de suplimente vorbim, pentru că este și altceva acolo, alocam undeva la 5-6 ore de muncă pe zi, cu toții. Astăzi e 30 de minute, 60 de minute maxim. Deci e o diferență foarte mare ceea ce poate să facă un software și... Absolut. Să zicem, o inerție a repeat customerilor. Ce mi se pare mișto la tine e că tu ai trecut din stadiul ăsta de angajat cumva direct în antreprenor și ai făcut treaba asta cu succes, adică a mers. E fain că ai avut deja mindset-ul ăsta conturat și sunt curios cum ai, sau de ce te-a motivat să faci antreprenoriatul ăsta? De ce să ieși din 9-5? Adică de ce
Care a fost spark-ul ăla, știi? Hai de mine. Dacă e să iau din sufletul meu, să-mi amintesc, țin minte că lucram, deci lucram la o firmă micuță din Sibiu, a fost prima firmă la care am lucrat full development, adică unde chiar am învățat ASP.NET, de exemplu, am învățat foarte mult, niște băieți super fain ca și colegi, numai că, sigur, problema era că patronul plătea atât de prost, deci plătea, zic pe față, 2500 de lei pe lună. Oh, ok. Deci, aveam deja 2 ani de experiență și câștigam 2500 de lei pe lună, okay? Și te și hărțuia între ghilimele la muncă. Adică aveai de muncă, venea, țipa, era, nu era un mediu foarte prietenos. Pot să zic că am vrut la un moment dat apăruse, sau era deja apărut BMW seria 4. Și am zis, ok, mai ce mi-aș dori un BMW seria 4. Și făcuse o socoteală că îmi luau undeva la 5 ani de muncă, fără să mănânc, ca să-mi iau un BMW seria 4 la mâna a doua, știi? Și fără să-mi scot prietena în oraș. Și am zis, bă, ceva nu e în regulă, dar eu deja strângeam bani, adică știam că îmi doream să iau ceva de pe China și să vând aici mai departe. Încă știam că numai dacă cumperi ceva din stânga și dai în dreapta, e singura modalitate de a-mi pune banii la bătaie să ies din, să ies din sclăvia asta mediocră, să zic. Că nu știam cum să-i zic în momentul aia. Bine, salariul respectiv chiar era mic pentru industria IT și poate și asta m-a determinat. Deci dacă, poate dacă aveam un salariu de 2-3 mii de euro, nu m-ar fi determinat să-mi strâng bani, să fac orice îmi stă în putere. Eu cu un prieten de-al meu am început firma și el a strâns tot așa, s-a chinuit foarte mult. Nu ne-ar fi ambiționat atât de tare să deschidem o firmă, să încercăm să facem ceva. Iar partea de suplimente a fost un început din cauza că mergeam 7 din 7 zile la sală și eram foarte pasionați de industrie. Noi consumam foarte multe suplimente și ne-a plăcut foarte mult industria. Că ceea ce a făcut să meargă și că am mai descoperit și alt business care l-am implementat pe parcurs și a fost mult mai de succes decât cel de suplimente, doar un rezultat al muncii. Dar sămânța, faptul că îți dorești să ieși din acel interval de 9 la 5, numai dacă ori ești comod și accepti situația și sper te primești anul ăsta cei 2 dolari pe oră mărire de sau și ești așa semi-fericit pentru una, două ore, după care iar începi și te gândești la următorii 2 dolari de la anul care vei primi probabil, dar nu te gândești că există o rată a inflației sau poate îți dorești să progresezi, dar de fapt rata inflației te ține înapoi și salariile care se măresc foarte puțin. Și atunci singura ta șansă este să te bazezi în întregime pe tine, să încerci să faci tu ceva, pentru că acolo nu ai limite. Și asta mi-a plăcut când ai zis că efectiv ți-ai făcut un calcul pe termen mai lung și ți-ai dat seama că nu o să-ți atingi niciodată obiectivele dacă rămâi acolo. Da, seria 4 era doar un vis, era un exemplu pur și simplu, că poate putea fi orice altceva. Ideea e că m-a întristat sentimentul, am zis, ok, dar despre asta e viața, adică, nu știu, salarii mici, totul mi se părea așa mizerabil în jurul meu din punctul ăsta de vedere și am zis că nu e ok. Deci, care e income-ul lunar acum din freelancing? Acum, să spun sincer, income-ul puțin diferă de la anul la anul, depinde câte zile lucrătoare și câte ore facturezi. Da. Dar un minim de 5.880 până la 6.120, cred că ceva de genul. Ok, deci un 6.000... Deci minimul știu sigur că e 5.880. Uh-huh. Deci un 6.000 în medie, să zicem. Da, deci un mediu triplat, e clar. Nu mai îmi fac probleme din punctul ăla de vedere. Ok, lucrăm 3 ore pe zi. Cam ceva de genul. Deci nu-i... am avut zile care au fost 5-6 ore, dar... Echipa, știi cum e și în industria IT, o industrie foarte maturizată, în care echipele sunt mari, firmele care au într-adevăr buget să plătească 5-6 mii mai mulți programatori, sunt niște firme mari, niște moști pe lângă ce știm noi. Și atunci acele firme își permit să aloce mai multe task-uri, mai multor oameni și ea se împart într-un fel și atunci ajungi printr-o metodă sau alta să nu fii nevoit să fii chinuit 8 ore pe zi. Vreau să zic că oriunde am fost pe orice proiect am văzut că există oarecare flexibilitate încât să nu fii strofocat 8 ore pe zi. Sunt zile mai grele, sunt zile mai ușoare, dar media e undeva la maxim 4 ore din ce am văzut eu până acum. Să știi că asta depinde și de persoană, că sunt anumiți oameni care cumva când primesc mulți bani, știi, au tendința asta că bă, trebuie să dau mult, trebuie să lucrez mult, știi? E fals, asta știu chestia. Deci de când am fost aici pe proiect, m-am întrebat, știu, vorbesc tot de prietena mea, dar eu cu ea stau foarte mult și ea m-a întrebat, zic că, hei, dar trebuie să muncești mai mult pentru banii ăștia sau trebuie să te strofoși mai mult? Nu, dar chiar nu e nicio diferență. E același lucru. M-am scăpat una, două mâini care intermediau aceste tranzacții. Deci e exact același lucru. Și felul cum se comportă oamenii cu tine, exact același lucru. Deci nu e nicio diferență. Ștefan, noi dacă ne-am apucat să povestim, cred că ne-ar lua o zi întreagă. Că putem vorbi și despre freelancing și despre business și despre orice alt domeniu. Noi îți mulțumim pentru timpul pe care ți l-ai alocat astăzi. Nu vrem să te mai ținem, că știm că ești ocupat. Fug și... imediat, deci nu e problemă și eu vă mulțumesc vă foarte mult pentru tot, pentru îndrumare, pentru șansa care mi-ați dat-o, mi-ați arătat o complet altă cale. Deci nu credeam că e posibil să găsești așa o ramură în industria IT cum mi-ați arătat voi. Deci sper să reușiți să liberalizați toată România. Abia aștept să ne vedem în Sibiu și... Oricând dați un telefon, aveți numărul meu și ne vedem. Bun, ne auzim.
Dacă vrei să ieși din comunitate, să ieși din zona de confort și să înveți să faci freelancing corect, adică să faci aceeași muncă pe care faci acum în corporație, dar pe dublu, triplu sau de 4 ori mai mulți bani și cu mai multă flexibilitate, mai multă libertate, hai să ne auzim la un call de consultanță gratuită cu mine, cu Cristi sau cu un expert din echipa noastră. Intră pe libertateinit.ro și programează-te la un call. Eu am fost Raul, Cristi și Ștefan. Salut! Salutare!